seara și vă mulțumesc că sunteți aici. Nu o expunere, ci am să vă împărtășesc câteva impresii pe care le-am trăit întâlnind astfel de oameni și pe Sergiu Grosu în mod special. Primul lucru pe care vreau să-l spun e că Părintele a amintit de momentele de cultură și de bucuria acestor momente. În interviu pe care l-am luat cu Sergiu Celibidache în 79, i-am pus această întrebare în momentul în care în România era atâta cenzură și cultura era atât de mult cenzurată. I-am pus întrebarea, care este drumul cel mai scurt către libertate? Și Celibidache mi-a răspuns cultura. M-a satisfăcut acest răspuns, m-a bucurat, îl așteptam, dar în 1990, când am fost la Ventilă Horia și când mă gândisem să pun aceeași întrebare tuturor celor cu care voi vorbi din exilul românesc, Ventilă Horia a zis nu, credință. Cultură fără credință nu se poate. Adică e o cultură falsă. Și ca Milian Demetrescu, pe care l-am văzut aici, și de la acea naștere se împlinesc 95 de ani, când spunea același lucru. Pe Sergiu Grosu l-am cunoscut prin oameni dragi, apropiați, de la care am învățat foarte mult și pe care i-am întâlnit în această biserică. Pe Pan Vizilescu, pe doctorul Dima. Sergiu Grosu a venit, știam despre el, dar nu întâlnisem. El a venit în România în 96, când și-a adus o pe soția lui, care trise, și a îngropat-o, așa cum i-a fost dorința, în cimitirul Sfânta Vineri. Știam însă din corespondența pe care o trimitea domnului Banu Rădulescu la revista Memoria, unde am colaborat foarte mult și am făcut multe evenimente și spectacole la Ateneu, la operă și la sala radio. Și momentul în care l-am întâlnit în realitate pe Sergiu Grosu a fost ca un moment în care am avut impresia că îl cunoscusem cumva înainte de a-l cunoaște. Un om foarte credincios și o familie care s-a dedicat răspândirii credinței și pledoariei pentru credință. Câteva lucruri doar. Sergiu Grosu s-a născut în Basarabia, în 1920, la Cumbolta. A venit pe urmă, cum au venit mai mulți basarabeni în România. A făcut închisoare în 1959, condamnat pentru 12 ani și o să vedeți poezia pentru care a făcut închisoare. A fost tot felul de încercări ale regimului comunist la coleze, cum încercau cu mai mulți să le ofere tot felul de privilegii. A refuzat și atunci a fost închis. A fost însă numai 4 ani din cei 12 la cât a fost condamnat, pentru că a fost o grațiere în 64 de care a beneficiat. Cu 2 ani înainte să fie închis, s-a căsătorit cu Nicol Valeriu Grosu, care făcuse închisoare în 49-4 ani, ea fiind nepoata lui Maniu și fiind membra Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat. În momentul în care au fost amândoi liberi, ieșiți din închisoare, au hotărât să, aici nu puteau să facă această propagandă, să trăiască și să răspândească cuvântul lui Iisus, și au hotărât să plece și au plecat în Franța. Sunt foarte, foarte multe mărturii de la fiecare eveniment pe care îl creiau, a creat revista Catacom, legăturile pe care le aveau peste tot, nu numai în Franța, dar în primul rând în Franța. Și oricât ar părea de ciudat pentru cei care își închipuie că dacă România era comunism,
în Franța era o libertate totală. Cred că și aici, din câte mi-am amintesc, o să povestească. Ce uși închise și cenzură au putut să aibă din partea unor partide de dreapta, reviste de dreapta din Franța. Am avut ocazia să-l întâlnesc după ce am făcut acest film în casa domnului doctor Vasile Dima, care aduna așa oameni aleși de o profunzime a vieții spirituale, pentru că asta este în fapt realitatea care mișcă lucrurile. Și acum, întoarsă fiind așa de curând de la un pelerinaj, când am fost cu Părintele Marin, așa cum mi-am dorit și mulțumesc Bunului Dumnezeu și Părintelui că m-a încăduit în grupa pe care a luat-o, pot să spun care e diferența între ceea ce citim, ceea ce nu vreau să fie niciun fel de umbră sau să se înțeleagă o umbră în ceea ce spun pentru cei care nu ajung să meargă acolo. Sigur că se poate și aici, cum a putut și Nicolo Alei Grosu, și se poate probabil și în alte condiții, dar acolo am trăit diferența între ceea ce înveți, ceea ce încerci să trăiești, acolo am trăit. În pustiul iudeii l-am văzut pe Dumnezeu în toate pâlcurile de flori, nu la mănăstiri unde erau puse de călugări și așa, unde pur și simplu numai Dumnezeu ieșea din tot pustiul ăla, o mână de verdeață, o mână de o floare extraordinară, și acolo unde nu sunt florării și nu prea sunt flori, când le vezi, este chipul lui Dumnezeu. Nu vreau să vă mai rețin cu asta, pentru că mult mai multe lucruri o să vă împărtășească Sergiu Grosu, așa că vă invit să vedeți filmul și, dacă doriți, mai discutăm pe urmă, dacă o să fiu revită să vă răspund. Mulțumesc! Iertare, încă ce vreau să spun, am adus aceste cărți pe care le-a dorit Sergiu Grosu. El a făcut, cât a mai trăit, 13 ani în România după moartea soției. A făcut o editură, Duh și Adevăr, a făcut, mi se pare, una, nu mai știu acum, cred că asta era la Șoțile și Basarabia. Au ajutat foarte mult. Spunea Sergiu Grosu că Nicol Valeriu Grosu, după ce a murit, a găsit, avea o evidență a modului în care îi ajuta, fiindcă primea și cereri, dar și știa de oameni care aveau mari probleme existențiale. Și era acolo socoteala și banii care trebuiau trimiși și au fost trimiși după moartea ei. Și vreau să dăruiesc aceste cărți în bibliotecii biserici. În ce an a murit domnul Sergiu Grosu? În 25 iulie 2009. Și era născut în 14 noiembrie 1920. Da, deci avem evanghelia omului, chipul omului din lăuntru și apărând adevărul. Gânduri vechi la început din lumea. El a făcut parte din oastea Domnului, care era interzisă pe vremea comunismului. Dar... Da, dacă e interzisă.